Господарі сапка це десфонді он дромом фондат, куди шеверді шантієр сокам англодат. Не моліти треба йти. Лінги Шинео арена ще мегаполіс мол. Ну що він десь фак їй друм. Що філ де друм у сфіє із таку. Ку бетоні, ну. Ну, ну с'єв пі бульдозер. И вор скот камиону де айчик сон пот молит. Îți dai seama ce bun drumul să fie ăsta. Cu armatură de asta, cu betoane. Cine mai face așa drum? Dar omul are de nerăbdare să-și facă lotul accesibil. Este o pârlă verde. Nu știu dacă de partea asta a drumului e teren de construcție, intravilan, cum se numește. Dar văd că sunt grădite, parcelate. Și se construiește în disperare și aici, iată, cineva își trage și drum. Dacă autorități nu avem, statul nu funcționează, fiecare boier își face drum pe unde are nevoie. Sper că n-au făcut vreo gunoi ăștia aici. Au tăiat recent, sau chiar au smuls din rădăcină niște pomi fructiferi ca să-și facă drum. Degrabă orașul o să extindă încoace. Asta e cert. Spre megapolis, mall, spre arena, acolo în deal nu știu ce au făcut. Aquapark. Deci în deal este deja o construcție. Dar probabil mai veche, stihinică locuiește cineva. Și din coace cred că deja e proprietate privată, da. Primăria ar trebui să-i oblige să taie ambrozia. Și aici sub cireș, cine le-a permis să aducă deșeuri de șantier? O să fie o mega construcție, un mega proiect aici. Dar nimeni nu scrie ce o să construiască, ce impact o să aibă asupra mediului, asupra vecinilor. Că așa se fac la noi șantierile. Apar peste noapte și după aceea încearcă și îi demolează omului afacerea. Se fac tambuteiaj de camioane care aduc deșeuri de șantier. Pentru că drumul e moale și nu permite golirea. Permite doar împotmolirea. Hai că acela au reușit să iasă până la urmă. Ce fel de drum o să fie ăsta? Credeți că Ivan Ceban știe? O să zic că nu, n-a observat. Au construit fără autorizație drumul care se ducă spre Aquapark sau ce business o fie acolo.